Perioada interbelică a marcat cursului cercetătorilor pentru studierea creațiilor populare și a tezaurului folcloric. Infirmând unele teorii greșite emise cu decenii în urmă care susțineau incapacitatea de creație a maselor, cercetările folcloriștilor români au contribuit la fundamentarea teoretică a școlii românești de compoziție. Un loc primordial în folcloristica românească din perioada interbelică. De ce spun aceasta? Pentru că acest eminent cercetător în folclor nu este singurul. În această perioadă au loc fructuoase din partea unor eminenți muzicieni și pe lângă Constantin Brăiloiu aș aminti pe Béla Bartók, George Breazu, Dimitrie Cuclin, Dimitrie Gusti. Iată câteva nume de prim rang în muzicologia românească, aș spune, în primul rând, cu toate că aceștia patru, pe lângă care mai sunt mulți alții, sunt și compozitori, sunt și interpreți, aș zice, într-o mai mare sau mai mică măsură, dar cea mai mare contribuție pe care și-o aduc fiecare este în domeniul folclorice. De fapt, Constantin Brăiloiu a lucrat mult și cu profesorul Gusti, cu care a venit aici în Gorj de nenumărate ori. Absolut că da. Constantin Brăiloiu, așa cum bine știți și cum bine știe multă lume, a fost elevul lui Dimitrie Gusti. Asta a fost un prim pas în deschiderea pe care și-a făcut-o în plan universal. Să nu uităm că, apropo de paralelele care se pot face, deci Dimitrie Gusti, Constantin Brăiloiu, există o foarte fină paralelă care se poate face între Constantin Brăiloiu și George Enescu, prin intermediul profesorului André Gédalj, de la Conservatorul Național din Paris. Deci iată câteva nume care, ca un arc peste timp, fac să încununeze aceste cercetări în domeniul folclorului. Ce făcea mai precis Constantin Brăiloiu în acea perioadă în descoperirea acestor nestemate ale folclorului românesc? În primul rând, să spunem lucrurile în mod general, iar de la generalitate nu făcea abatere, bineînțeles, nici Constantin Brăiloiu ca un fiind muzician ce era. În primul rând a ținut să se instruiască foarte temeinic și asta în cadrul Conservatorului Național din București, după care urmează studiile în Austria, Elveția, apoi în Conservatorul Național din Paris. După ce și-a încununat studiile în centre universitare, asupra folclorului, prin ce? În primul rând, prin cercetări, a cules foarte multe melodii. Niște denotare foarte interesante. După folclorul românesc pe perioade, pe zone și de acolo toate regiune. Constantin Brăiloiu, putem să-l numim, din punctul meu de vedere, unul dintre factorii de organizare ai folclorului românesc. În deceniul 4, Constantin Brăiloiu desfășoară o susținută activitate de descoperire ocazionale din toate zonele țării. Împreună cu soția sa, petrecea săptămâni întregi în satele românești, unde înregistra, nota și sistematiza materialul cules. Este perioada în care adună cântece și din Gorj, de la Tismana și Runcu. Domnul profesor a fost cu echipă studențească la Runcu și a recules și în casă Arbagic multe cântece bătrânești și cântece de mort, de bocete de mort, care i-a plăcut foarte mult. A fost împreună cu
domnul Brauner. Și cine cânta aceste cântece? Le cânta mama mea, Maria Arbagic, și alte femei și cântăreți din Runc veneau cu viorile lor și cântau foarte frumos. Pe profesorul Brăiloiu l-am cunoscut în felul următor. Eram vârstă de 2 ani și jumătate 3. Unde s-au făcut multe culegeri de folclori, multe înregistrări în 1930 de către echipă condusă de dânsul, fiind la mama mea acasă, a luat-o ca să facă o filmare la o să facă nunțile în Gorj. La nunta asta luat-o pe mama și a fotografiat-o cu mine și cu fratele meu. De atunci, de când aveați 2-3 ani, profesorul Brăiloiu a mai venit prin comuna Runcu. Profesorul Brăiloiu, după nunta asta care s-a petrecut, a fost filmată și s-a făcut toate demersurile pentru înregistrările ce i-a trebuit dânsului. A mai venit când aveam eu 6 sau 7 ani. Se auza de război. Mama mea țin minte când a venit și a spus: Maria, zice, va veni timpuri grele, zice, tu să păstrezi cu sfințenie ce a mai rămas pe la tine și din amintirile care au fost și să ai grijă de fetița asta. Adică de dumneavoastră. De mine, da. Și pe urmă n-am. A venit și în ani următori, pe când a cunoscut pe Dumitru de la Câmpofeni, care acesta când anii era sărac și cânta dintr-o vioară făcută din coceni. Și pe asta, cu vioara asta, l-a luat domnul profesor Brăiloiu și l-a dus la... Îi găseau pe oamenii care știau cântece, bocete sau ceea ce îl interesa din folclor. Păi acasă, exact, ca era parcă nuntă în curte. Așa veneau fiecare cu floier, cu ce se pricepea pup. Care cânta din gură și așa lung, din urechi, cu mâna băgată în ureche, cânta foarte frumos, pupă. Și toată lumea care știa că este folclorul acolo veneau și își înregistra. Da. Și ceilalți studenți, că, am înțeles deci că erau mai mulți, o grupă mai mare, unde stăteau? Stăteau la diferiți oameni, cu chirie, în comună. Stăteau pe la domnii Albulești, acolo unde a fost și domnul, adică maestatea sa, regele. În comuna Runcu. În comuna Runcu, când era mai târziu un pic, a fost cu, îl vedeam mergând cu mașina, cu câinile lup în ea. Unde se ducea? Să plimba prin Runc și a plecat, era cu mama dânsului, dânsul era cu mașina, într-o mașină și mama dânsului în altă mașină. Câinele lup stătea cu picioarele puse pe capota mașinii. Dar la profesorul Brăiloiu, în perioada cât a stat acolo în comună, au fost anumite persoane de la timpul mai mult împreună? Numea lui trăia nașa preoteasă acolo la acasă, se poate întreba părintele Costică, că e aici în Târgu Jiu, îi pregătea îi punea, știu și ce îi făcea, eram copil, spălam vasele,
îi făcea ouă, ferte în apă și la urmă turna unt sau apa peste ele. Și întotdeauna, mai mult în casa asta, că erau oameni cu... Se simțea acolo la ei. Se simțea bine la ei, se simțea foarte bine la ei, casă deschisă, casă întotdeauna. Poate astăzi nu mai fi nimeni pe acolo, că eu nu mai știu. În timpul pe care l-a petrecut la Roncu, Constantin Brăiloiu a ascultat și înregistrat zeci de cântece populare de sărbătoare sau bocete de înmormântare, strigături și chiuituri de la hora satului. Veneau țărani din toate satele vecine, auzind că cineva se interesează de obiceiurile și cântecele care lor le erau atât de dragi. Până s-a avut o horă mare aici, dar ce să vei că vreau să nicea? O horă mare aici așa. A adunat toți bătrânii ăștia. El i-a chemat? El i-a chemat. I-a adunat mama mea cu profesorul ăsta, poți să știi mai gata să moră și el. Că... Și i-a chemat și a avut o horă mare și a înregistrat-o pe o bandă. Ce înregistra? Muzica și cu chiuiturile? Muzica și... Chiotile cum strigau femeile la hor acolo. Ei, ei, cu tare, nu știu ce, că la țară te urește. Și cine cânta? Care erau lăutarii? Și Vasile Cotoi. Dar chestia era o horă, aici era Gălciuviță, unui captare de apă. Și acolo el a mers și când cânta lăutarii cu diplea, cu copțile lor așa, așa, înregistra pe bandă, știți, cum cânta femeile lor, artistele, și cu mama mea. Ce fel de cântece erau? Cu ce ocazie? Cântece ăștia, cum cântă Maria Ciobanu, cu... De petrecere, de veselie. Cu tare, nu știu ce... De ăștia. De ăștia era cântat, de ăștia despre morți. Bocete de îngropăciune. De îngropăciune, așa cu tare. Și discutau bătrânii între ei acolo așa, unul cu altul, că nu mai niciunul din aia care a fost până acum. Și ei, bătrânii aceștia, cum erau îmbrăcați? Se purta era numai port național? Port ăsta național, cum erau odată costume, gurgenele de la nadraci, cu pantofi, cu alea. O lună de zile, Constantin Brăiloiu a stat, împreună cu soția sa, în casa Mariei Arbagic din Runcu. Toate cântecele adunate de la țărani au fost înregistrate pe discuri de ceară și au intrat în Arhiva Națională de Folclor, pe care profesorul Brăiloiu o înființase în 1928. A fost cu soția acolo la Runcu, se îmbrăca gorjenește cu haine de la niște foarte mult și era detalia dumnei să îmbrace în costum și să fie frumoasă la hore, să făceau la gârlă acolo unde era un nuc mare, astăzi nu mai este, și acolo era. Venea lume din toate satele din apropiere pe timpul ăla și se îmbrăcau și domnișoarele studente cu cămăși, cu catre. Maria Arbagic, împreună cu alte două femei din sat, la fel de pricepute în interpretarea cântecului popular, au ajuns pe marele ecran în filmul Tănase Scatiu, cântând un bocet de îngropăciune. În comuna Runcu, profesorul Constantin Brăiloiu a revenit și în anii următori. Că așa-i viața omului, că așa
ai viața omului ca și floarea câmpului. L-am cunoscut cu ocazia când s-a făcut monografie Comunii Runcu în 1940. Adică și în 39-40. Eram atunci învățător. Când s-a făcut monografie și cu alții colegi de-ai lui. Colegi de-ai lui care lucrau la seminarul de sociologie din București. Au lucrat aici timp de o lună de zile. În timpul ăsta eu, ca învățător, în sat aici, mergeam. Îi conduceați pe unde aveau nevoie? Pe Brăiuliu, știu că îl conduceam la familii care știau să cânte, femeile. Ce anume urmărea el aici, în sat, în comună? Dânsul urmărea partea folclorică. Tot ce cântece le registra pe discuri de ceară. Oamenii chiar imediat care cântaseră. Imediat se ascultau că înregistra și după aceea punea la fonograf și răspundeau. Și oamenii erau încântați? Adică cum reacționau ei la ceea ce le cerea Brăiloiu să facă? Da. Cântați că vedea că dânsul le pune muzică. E interesat de ceea ce știu ei să cânte și de obiceiurile lor. Da, și obiceiurile, dânsul se ocupa mai mult de partea muzicală, folclorul Brăiloiu. Iar ștal sau conducător sau și era și atunci și Gusi, era împreună cu ei, cu echipa de studenți. Se ocupau de partea cealaltă, cu legeri de date istorice sau alții cu partea agricolă a cetățenilor și... Da, a fost și la hora satului? Era nelipsit și el împreună cu toată echipa de monografiști. Da. Și unde anume? Ora satului se ținea acolo unde este izvorul cu Gâlciomis acum. În fiecare duminică era sărbătoare și acolo venea. Era ca un fel de nedeie. Și lăutarii de unde erau? Lăutarii erau de aici, din sat. Era Ioana Zlătar, împreună cu Nicolae Zlătaru, a avut înregistrări. La radio, la radio, televiziune, care înregistra Brăiloiu. Pe urmă, Dumitru Pobirci, tot de aici, din sat, Zlătaru și a fost dusă pe urmă de aici, dusă la București. Toate materialele adunate în acea perioadă i-au folosit pentru elaborarea unor studii extraordinar de documentate privind folclorul românesc. În perioada respectivă, sau mai târziu, a participat și Maria Lătărețu la unele din aceste înregistrări. Da, știu de la mama mea, pentru că Maria Lătărețu, prima dată când a fost
lui domnul profesor Brăiloiu a fost la o nuntă țărănească și dânsului i-a plăcut foarte mult vocea Mariei Lătărețu și atunci pe Maria Lătărețu, pe Nicolae Zlătaru cu nevasta au fost luați în București de către domnul profesor Brăiloiu și Maria Lătărețu din comuna Runcu s-a lansat de ajuns privighetoarea. Îi spunea lui mama mea, zice, Maria, zice, să lași cântecile tale la fete. Deci ar fi vrut să-i continuați cariera. Dar ce s-a întâmplat? De ce nu? S-a întâmplat că a venit războiul, eu n-am avut cine să... Da, să vă îndrume, să vă sprijine. Dar îi păstrați totuși costumul? Îi păstrez acest costum a fost mama mea înregistrată, este o poză cu domnul profesor Brăiloiu și unde culege folclor. Un foaie verde și o pără câți pe lumea asta fură. După înființarea Societății Compozitorilor Români în 1920, la care Constantin Brăiloiu a participat alături de Enescu, Dimitrie, Mihail Jora și alții, și după imensa activitate de strângere a folclorului românesc între anii 1918-1943, Constantin Brăiloiu a plecat în Elveția, la Geneva, unde a rămas până în 1958, la sfârșitul vieții. Acolo, în anul 1944, a pus bazele Arhivei Internaționale de Muzică Populară. După plecarea din țară, Constantin Brăiloiu a păstrat legătura din Geneva, unde s-a aflat, în Elveția, a păstrat legătura cu muzicienii români, o strânsă legătură cu Emilia Comișel. Pot să menționez că înainte de aceasta este cel care a fondat Societatea Compozitorilor Români în 1920 și apoi Arhiva Națională de Folclor. Iată că tatăl, să zicem în ghilimele, acestor două așezăminte de cultură românească nu-și reneagă această muncă fructuoasă și se apleacă cu și mai multă dragoste asupra ei după plecarea din țară. Acest lucru a dat un nemăsurat imbold altor muzicieni de a pune bazele unei muzici de factură prepondere națională, muzică cultă și de alte genuri, pe baza acestor cercetări pe care le-au întreprins Constantin Brăiloiu alături de alți folcloriști. Activitatea profesorului Constantin Brăiloiu sigur că nu presupune numai cercetările de folclor. Am putea vizie, în orice caz este vorba de compoziții, quartete de coarte, mici lucrări cu în genul orchestral și totuși ceea ce este foarte, foarte important în activitatea lui Constantin Brăiloiu ar fi aplicarea metodicii cântului vocal și nu numai asupra programelor din învățământul școlar. Să nu uităm că primele învățământului în școala românească apar la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar apoi o întreagă pleiadă. Deci dască le-am spune, dar în realitate au fost niște oameni deosebiți ca muzicieni, au căutat să îmbunătățească activitatea elevilor, pentru că aceștia constituie fundamentul, baza pentru viitorul românesc de după 1900. Printre cei care și-au manifestat dorința și în vorbă și în fapt, deci concret,
de a îmbunătăți programele de învățământ școlar au fost și Constantin Brăiloiu, ca și George Breazu, ca și ceilalți. Deși de formație europeană prin studii și arie de activitate, Constantin Brăiloiu a renunțat la cariera pentru care se pregătise și s-a îndreptat spre ceea ce simțea că este mai important pentru țara sa. Descendentul unei foarte vechi familii gorjenești, cu rădăcini dincolo de secolul XIII, profesorul Constantin Brăiloiu a rămas întipărit în mintea celor care l-au văzut lucrând, ca un om plin de înțelegere și bunăvoință față de păstrătorul comorilor de artă din satul românesc. Și își petrecură, dar acum suntem și noi și ne petrecem și noi și ne împoartă-te, bărbate, bine, împoartă-te, bărbate, bine, că nu știi moartea când vine și te ia de lângă mine. Și te ia cum te găsești, și te ia cum te găsești. Nu-ți...